Te admite ca o recunoaștere a valorii de savant și specialist. Trebuie să vă spun că secția de specialitate a Academiei Române, recent, l-a votat cu premierii săi corespondenți. Mai urmează o ceremonie care îl va consacra, probabil, a adunării generale a Academiei Române. Multă lume nu știe acest lucru și profit de ocazie ca să-l felicit pentru acest pas important de viața noastră. Secundul este sociologul care se remarcă prin prestații numeroase și extrem de consistente în domeniul comunicării sociale, politice și instituționale în spațiul român. Demersul sociologic al lui Vasile Sebastian Tâncu se manifestă sub imperativul sociologiei militanți. Acest tip de atitudine reprezintă asumarea valorilor proiectului sociologic al lui Dimitrie Gustin, care a încercat să plaseze comunitatea și națiunea în centrul preocupărilor sociologiei. Profesorii Ion Aluaș și Achimicu au fost cei care au transmis și cultivat mai departe idei, valori și dorința de a susține proiectul Gustian, din care sociologia se devine parte din procesul de reconstrucție și modernizare a României. Prin activitatea sa didactică de cercetare și prin activitatea sa publicistică, Vasile Sebastian Tâncu a încercat să reconecteze trei zone care pot susține eforturile de înțelegere și mai apoi înțelegerea și modernizarea societății românești. Științele sociale, morala și politica. Întreg efortul de curs în cele două decenii și jumătate de activitate se circumscriu acestei concepții. Aceea de a apropia sociologia de miezul lucrurilor de societatea adevărată. Iată care este nucleul concepției sociologice pe care îl asumă Vasile Sebastian Tâncu, că sociologia a devenit element central al gândirii gestionare. Iar sociologul joacă rol de ergonom. Se ocupă de crize, se ocupă de marketing, de optimizare internă, de comunicare. Domnule rector, domnule președinte, onorați membri ai Senatului, domnule rector, preasfinția voastră, domnilor deputați, domnilor senatori, domnilor primari, dragi prieteni. Așa cum ați văzut din datele cronologice legate de onoarea care mi-a fost jumătate de ani să colaborez cu prietenii mei de la Universitatea Babeș-Bolyai pentru această festivitate. Am ezitat pentru, în primul rând, pentru că vă spun sincer, aici sunt acasă și recunosc, mi-a fost frică. Mi-e frică și acum. Deși sunt profesor de comunicare și în general nu am emoții, în acest moment am cele mai mari emoții din viața mea. Știu că o să țin cel mai jos discurs din viața mea, sper că așa că mi se întâmplă adesea. De ce am ezitat atâta vreme să facem această festivitate? Nu am găsit potrivit să primesc această mare. Deși o făceau cu bună credință foștii mei studenți, actualii mei colegi. Și am simțit că face parte dintr-un fel de lans pe care știința și universitatea îl creează în cultură. În care dăm ștafeta de la unul la celălalt. Pentru ca să nu se întrerupă lanțul credinței, lanțul luminii, lanțul educației. Dar aveam două motive să accept cu greu acest lucru. În primul rând, cred că era dovada că am plecat. Era dovada că m-am înstrăinat. Atunci când se taie vițelul cel gras, e clar că nu ești fiul care a rămas acasă și ai muncit. Și ai dus mai departe gospodăria. Chiar dacă sentimentul meu este mereu că nu am plecat niciodată din comunitatea noastră, că vin în fiecare vineri seara acasă cu drag, că îmi schimb biletul de avion dacă ești așa, să poți veni o oră mai devreme, doar pentru a sta o oră în plus în mijlocul comunității noastre. Dar cred că mi-a fost frică că această festivitate îmi va da măsura absenței mele de aici. Absențe care există și pentru care, în general, ca om, ca dascăl, sunt produsul acestei universități.
Această universitate m-a creat și m-a trimis în lume o misiune pe care n-am uitat-o și de fapt n-am plecat niciodată. Acest premiu cu inima ușoară și că pot să vă mulțumesc pentru asta tuturor. Pentru că nu este pentru mine. Este pentru cel care a avut încredere în mine și care este la originea visului meu, care este temelia visului meu. Sunt mulți profesori care m-au format, dar există un om care stă la baza visului meu și care nu a ajuns niciodată profesor la acestei universități. A trecut dincolo, din conferenția, chiar dacă în plină dictatură lumea îi spunea împăratul. Era împăratul și era profesorul nostru al studenților lui de la sociologie, care a făcut să supraviețuiască sociologia în România. În singurul loc unde sociologia nu s-a desfințat după 1978, la universitatea noastră. Este profesorul minților și inimilor noastre, profesorul Ioan Albaș. Peste ani, acum mi-am dat seama că, de fapt, ori după mine, după 20 de ani de la trecerea lui de ființă, sunt, de fapt, continuatorul întrebărilor lui. Continui să duc interogațiile profesorului meu. Interogații legate de ce poate să facă un intelectual în lumea noastră, ce poate face sociologia pentru națiune, în ce măsură tradiția poate să fie importantă și în ce măsură poate fi păstrată tradiția în condițiile bombardamentului noului și bombardamentelor conflictelor interioare sau exterioare. După 20 de ani, încerc să fac un lucru pe care îl făcea profesorul adesea când se plimba prin curtea universității, într-un gest mai unic, punându-ne tot felul de întrebări. Ne spunea profesorul Albaș, nu este important răspunsul și nu vă speriați de faptul că nu o să găsiți răspunsul la întrebările voastre. Răspunsurile se schimbă. Răspunsurile sunt multe, nu avem criterii să alegem între răspunsuri, dar cel mai important lucru este să pui o întrebare bună. O societate care își pune întrebări este o societate vie și va găsi mereu răspunsuri, câteodată alte răspunsuri, dar răspunsuri consistente la acele întrebări pe care le pune. De aceea m-am gândit ce ar fi vrut să asculte profesorul meu astăzi, care ne aude de sus, cu siguranță, și m-am gândit că ultima temă pe care am discutat-o, chiar o zi înainte de plecarea domniei sale dincolo, a fost una legată de crizele spiritului și despre universitate. Unul din lucrurile pe care mi l-a spus în acea zi a fost aceea să ai grijă de facultatea de sociologie și să ai grijă de universitate.